Am cunoscut-o pe Alex în prima zi de facultate. Nu era decât o voce anostă pe care o tot auzeam înțepându-mi timpanele cu mii și mii de întrebări, rugăminți și aiureli. Era cumva indiferentă și habar n-aveam ce urma să se întâmple. Să nu uite mama să-mi pună pe tren săptămâna care vine o sacoșă cu hainele de vară. Nu uit. O să-ți dăm telefon la doamna Peneș. Nu Peneș, tata, doamna Peneș. Mie să nu place Cristina. Mare nebunie și București ăsta. Că suntem? La trei. Bă-s degeaba. Dacă era ca să răspunde. Parcă se aude ceva. Bă, tati, mă întreb dacă blocul ăsta rezistă la cutremur. Să trăiești. Să trăiești, mami. Piele tata. Da? M-am dus cu mașina. Mă bucur. Nu le puneți aici. Mergem direct în cameră. Mai avem doi saci cu îmbrăcăminte și cred că niște cărți și cam atât. Da? Da. Haideți. Și da. Haideți. Acolo. Costacei. Îl pun într-un colț, nu o să vă deranjeze. Consumă curent, mami. Dacă vă deranjează, puteți să-l ia tata acasă. Doamne, ferește, cum o să-l ia? Doar suntem într-o casă de oameni, nu? E foarte frumos. Puteți să ducem sacii ăștia în cameră? Da. Da? Acolo. Doamne, doamne, cine m-a fi pus? Unde mai intră și birou? La ce trebuie birou? Nu e mare, e un birouaș, așa cât să vă spun, nu știu. Și mai ales acum ați zis unde am nevoie de acadere. Cine te ajută să luci? O ajutați dumneavoastră? Da, eu cu amândoi. Să știți că fiița mea e foarte cuminte și nu o să facă nicio problemă, vă promit. Eu n-am era până acum în chirie, da? Cu cheltuielile astea, pe medicamente, pe alea, a ajuns foarte departe. Așa e viața. Zem, Alexandru. Când mergeam eu la maică ta la cămin, erau condiții. Lasă-mă, tată, zi-mi mersi că am scăpat de gânda aceea din regie. În puțit oraș mai e și Bucureștiul ăsta. Hai să aducem birou și să mergem să mâncăm ceva cald, nu? Ia uite, ce mi-a dat un domn doctor de la Policlinica de care aparțin eu. Am impresia că nu-i bun de nimic. Mi-am făcut o grămadă de analize, de radiografii, dar ce nu mi-am făcut? Dar nu-l face gratis acolo analizele? Costă o grămadă de bani, atunci. Putem să mergem să aducem birou? Mie să nu-l fie cineva. Mergeți, mami. Dar luați-o pe intrarea principală. E mai larg. Am zis să nu vă vadă toți vecinii, să nu afle cu chiria. Dar parcă poți? Nu poți. Nu poți să la tine dincolo, da. Eu sunt Cristina, colega Alexandrei. Noastră sunteți tata. Da. Aoleu, să fac...
lua liftul. Pentru că nu merge. Da, liftul e în revizie. Haideți. Sus. Ah. Ce să fac? Circulă tot felul de nebuni. Hai, intrați. La cămin nu e prea mișto. Adică eu n-am stat la cămin că sunt din București, dar știți, Alexandra se chinuia tare acolo. Mamă, nu ți-am spus, dar mai cât a plângea câte o zi întreagă când venea la tine la cămin, că ce mizerie trăiești. Kiki, nu vrei tu să o rogi pe doamna Beneș să-mi facă și mie puțin loc? Păi nu v-ați înțeles?